Bună ziua și bine v-am găsit la profana aia pe exercițiul de matematică. Da, da. Bine ne vedem. Le spunem prietenilor noștri că pentru casa a cincea, și acum sunteți doar, avem două volume. Și volume care arată așa, ei pot la prof online când tastează, intră acolo la prof online și vezi pachete de DVD-uri. Și aceste pachete de DVD-uri conțin 10 DVD-uri, fiecare câte o oră și jumătate. Poți și viziona anumite lecții cu toată materia de clasa a cincea. Deci au șanse să vadă în spate chestiunea asta. Și trebuie să vă mai spun că un băiat din Moldova, am spus-o și anul trecut, acel care, nu știu dacă a citit scrisoarea lui, acum și-a făcut tot ce înseamnă partea juridică și cât de curând va veni să achiziționeze aceste volume pentru a le face cunoscut și în Moldova. Da? Deci există oameni care devine, care sunt interesați de tot ce facem noi. Așa că trecem la tema pentru acasă și începem cu fracții, da? Te rog. Scrieți câte trei fracții egale cu fracțiile. Și o să facem doar un exemplu cu... Câte trei fracții egale. Pornim de la fracția. 1. 12 pe 28. 12 pe 21. 28. 28. Egal cu asta. Pe, cu 3 pe 7. Ai simplificat prin da? Prin da. 3 pe 7. Ai simplificat tot prin 4. Adică ai învățit și numărătorul și numitorul. Da. Quarta egală cu asta. 48 pe 112. 48 ai învățit toată cu asta cu da. 4. Da? Da. 48. Dar dacă o luăm pe asta de bază, care e reductibil, putem să mulțim da. Cu 2. Da. Și va fi 6 pe 14. 6 pe 14. Sau care mai poate fi și 9 pe cât? 9 pe... 7 pe 21. Și e doar și cu care tu ai zis foarte bine. 48 pe 112. 48, dragilor, am mulțit-o practic cu pe asta cu 4, nu? Da. Pe 112. Corect. Noi am scris nu numai legat de fracția asta, nu numai 3, ci am scris de-al 4. Da? Nu mai facem de genul, da? Dar e regulă. Dacă e clar... Am înțeles. Bun. Ok. Bun. Mai departe. Aflați cu ce numere trebuie amplificată fiecare dintre următoarele fracții. Cu ce numere trebuie amplificată fiecare. Astfel încât să obținem de fiecare dată fracții cu numitorul 48. Fracții pentru a obține de fiecare dată fracții cu numitor 48. Avem la numitor 48. Da? 1 pe 2. 1 pe 2. Cu cât să-l amplific eu? Pentru a obține 48 jos. Adică 2 ori cât se fac cu 48? 24. Deci totul mulțim cu 24. Hai să până când am plecat, da? Face 24 ori în 24. După 48. Deci am plecat la 1 pe 2 și cât am amplificat-o? Adică am întrebat 2 ori cât fac 48. 2 ori cât fac 48. 2 ori 24. Apoi. 5 pe 3. 5 pe 3. Ca să obțin 48, cât să amplific? Adică 3 ori cât se fac 48? Sau 48 de părți la 3. Corect. Ca să vedem cât amplific. Sunt 48 de părți la 3. Cât face? Cum se calculează? 48. 16. Cu 16. Corect.
16. 16 ori 3 fac 48. Deci totul s-a făcut 16. Asta vine 16 ori 5, care face 10, 80 supra 48. Vezi? Deci, practic, 48 l-am împărțit la 3. Și îți dai seama repede că amplificăm cu 16. Da? Mai departe, altă fracție. 7 pe 6. 7 supra 6. Pentru a obține 48 la numitor, cu cât s-a amplificat? 8. 6 ori 8, 48. Deci cu totul am amplificat cu 8, ai înțeles numărul tot și numărul, da? Vine 7 ori 8, 56. Supra 48. Alta. 19 pe 12. 19 supra 12. Cu cât s-a amplificat? 16. Nu, cu 4. Cu 4. Deci pentru a ține 48, cu 4. 4, cât face aici la mulțime? 76. 76, că 4 ori 36, 4 ori 4, 76. Apoi. 11 pe 16. 11 pe 16, ca să obțin 48. La mulțime. 3 ori 16. Deci cu 3 amplificăm și face 33. Apoi. 17 pe 24. 17 pe 24. Cu 2. Cu 2. Și face cât? Face 34 pe 48. 34 pe 48. Ok, dar el a terminat cam asta. Deci, l-a amplificat, el nu înțelegea amplificat. Asta. Deci tu vezi exact. Dar dacă aș fi zis așa, 5 pe 13, cât s-a amplific pentru ca să obțin 48 aici? 48 nu se împarte la 13. Nu se împarte la 13. Deci, de fapt, aici, ce a fost? 2, 3, 6, 12. Atenție la fracție, da? 16, 24. Deci, ce sunt, cine sunt? 2, 3, 6, 12, 16 pentru 48. Cum se numesc ei? Divizori. Divizori. Deci, trebuia să înțelegem că avem divizori de 24. Nu, 48. 48. Care sunt divizorii 48? În vedere. 1 și 48. 1 și 48 care sunt improprii. 2. 48. 2. 4. 4. 8. 6. 6. 8. 8. 12. 12. 14. 14. E bine. 1. De unde ai scos tu pe 14? 48 se împarte la 14? Nu. Deci, 48 este așa. Hai să vedem. 48 înseamnă 6 ori 8. Care înseamnă 2 ori 3. Ori 3 la... Ori 2 la 3. De acord? 2 ori 3 e 6. Ori 2 la 3. Și așa înseamnă 3 ori 2 la 4. Și atunci tu trebuia să-mi găsești pe toți divizorii. Ai zis 2, 4, 6, 2 ori 3, 8. E bine, e bine. Că e 2 la 3, ani, este incorporat aici. 12, că e 3 ori 4. Alți divizorii. Poftim? 24. De acord. Și 24. Am divizor. Mai sunt? 16. 16. 2 la 4. Asta e 2 la 4. 16. 16. Apoi. Mai găsim? 3. Cât? 3. 3.
3 este, dar nu l-am pus aici, vedeți? L-am pășit. Deci 3-ul, am un divizor. Mai sunt divizori, în afară de și ăștia, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 16 și 3. Nu mai sunt. Nu mai sunt, nu? Pentru că 48 se împarte exact la 2, la 4, la 6, la 8, la 12, 24, 16 și 3. Ce n-am să vă spun? Puteam să găsim toate fracțiile. A luat autorul 1 pe 2. A luat 5 pe 3. Deci la autorul 2, 3, 6, 2, 3, 6, 4 nu l-am luat. Vedeți? 4 nu l-am luat. Putem să fi gândit noi la fracție, ceva pe 4. Nu l-am luat nici pe 12. Ba da, l-am luat pe 12. 24 l-am luat. L-am luat. 16 l-am luat. Deci, aproape toți divizorii, cu excepția lui... 48, vreau să spun. Cum? Ar putea să facă și oameni. Cu 48. Cu 48 l-am ficat cu 1. Și nu avea niciun rost. Deci, divizorii improprii, aceștia nu i-au luat. Și ar fi din mai divizorii improprii. Dar am vrut să vă atrag atenția că 13, nefiind printre divizori, nu pot gândi o fracție de aceasta. Dar 1 pe 7 ar fi mers. 1 pe 7. Da. Nu. Fiindcă 7 ne printre divizori. Nimeni nu mulți. 7 mulți cu cine să mă duc la 48? Nu am nicio șansă. Deci, tot secretele înseamnă să luăm toți divizori. Fiindcă a apărut problema asta, hai să vedem dacă spuneam, plecând de la fracția, să zic așa. De la fracția 1 pe 2 s-a ajuns la 28. Deci, de la fracția 1 pe 2 s-a ajuns la 28. Cu numitorul 28. Ori 14. Ori 14. Și uitați, 14. Și vreau și 14. 14 pe 28. 14 pe 28, da? Plecând de la fracția, dați-vă o altă fracție de la care se plec, ca să ajung la numitorul 28. Dați-mi o altă fracție. Păi 1 pe 12. Un exemplu. 1 pe? 12. 12. Pe 14. Deci, 1 pe 14 sau 3 pe 14, ceva cu 14 la numitor aici. Iată, 3 pe 14. Și atunci, cu cât am zis aici? Cu 2. 2. Și face 6 pe 14. Un alt exemplu, de la o altă fracție, de la care se plec eu, sunt egal cu numitorul tot 28. Dați-mi o altă fracție. Poftim? 5 pe 7. 5 pe 7. Dar de ce te gândi la 7 la numitor? Deci la numărător n-are importanță. Dar de ce te gândi la 7? Pentru că este un divizor de 28. Pentru că este un divizor de 28. Asta e motivul. Da? Și atunci cât am ridicăm aici? Cu 4. Și face 4, 5, 20. Pentru 28. O altă fracție. Nu mai este. 2 pe 4. 2 pe... 4. Sau 3 pe 4, că 2 pe 4 mai simplificăm. 3 pe 4, da? El zice de la 3 pe 4, nu? Că ajunge la 28. Cum? Cu cât s-a amplificat? Cu 7. Păi vezi? Dar am crezut fără să pun în spate de-aia, să fie 4 și 7. Cum să nu? Păi tot pun toate fracțiile care să aibă la numitor divizorii. 4, 24, 7, 14 și 2. Deci divizorii, ce trebuia să faci tu ca să găsești toate fracțiile? Trebuia să faci divizorii lui 28. Care sunt? 1, 28. 2, 14, 7,
7, 4, și cam atât. Le punem pe toate? Da. 2, 14, 7 și 4. Vezi? Deci în culise, când nu ți-am cerut așa, tu trebuie să stai stop, ce? 28 vrea să ajungă. Care sunt divizorii toți? Ca să fie toate frații. La numărător, n-are importanță de la care plec, ci de la numărător trebuia să fie divizorii. Acum e clar? Deci așa trebuie gândit la astfel de chestii. Bun. Practic ce am prins noi în lecția asta? Amplificarea și simplificarea unei fracții. Asta a fost ideea. Amplificarea și simplificarea unei fracții. Pe baza mea. Te rog pe tine acum. La mulțime, da? Da. Este în ce tema așa. Determinați mulțimile A și B care îndeplinesc simultan proprietățile. Mulțime. Deci determinați A și B, ce îndeplinesc simultan proprietățile. A. Amin. 1, 2, 3 și 4 reprezintă mulțimea formată din toate elementele mulțimilor A și B. Deci... Punctul A. Determinați mulțimile A și B care îndeplinesc simultan proprietățile. Ce îndeplinesc? Condiția. Ce? Punctul A. Și avem 1, 2, 3 și 4. Da. Reprezintă mulțimea formată din toate elementele mulțimilor A și B. Egal. A și B. Scrie cuvinte A și B. Cum scrie? Aici. Așa că de determinat. Deci vom reprezintă mulțimea formată din toate elementele mulțimilor A și B. Deci care se definesc simultan condițiile A și B. Păi, dar profesor, nu înseamnă că are un lucru B egal cu 1, 2, 3 și 4? Da, fie că și. Deci 1, 2, 3, 4 trebuie să mulțumim informat din toate elementele mulțimilor A și B. Adică în același timp. În același timp, adică 0, sau 1, 2, 3 și 4 nu se găsesc. Dacă este în același timp, se găsesc și în A și în B. Și în B. Dar ce reprezintă, ce reprezintă A și B? Înseamnă că reprezintă două mulțimi. A și B. Înseamnă că e vorba de intersecție. Că e și. Că n-am zis A sau B. Da? Da? Deci A și B. Că noi în intersecție punem elementele comune, care trebuie să și colo, și colo. Eu am scris că e intersecție. Deci ai făcut simbolul intersecție. Deci aici a fost A intersecția cu B. Deci prima condiție este intersecția a lor egal cu 1, 2, 3, 4. Pe urmă. Punctul B. Care există, zice, simultan condiție. Fiecare mulțime are câte două elemente. Păi A egal cu A. Deci fiecare mulțime, altă părție, fiecare mulțime, are câte două elemente. Fiecare mulțime are. Și dacă X aparține lui A, atunci X plus 1 aparține lui B. A, B, C. Dacă X aparține lui A, X aparține. Deci dacă X aparține lui A, atunci următorul element, X plus 1, trebuie să-l punem neapărat în B. Așa. Așa. Mai citim o dată. Deci, cine, pe cine să punem în seama?
Pe cine se pune un M? Ce elemente se pune? Nu știm ce elemente se pune. Dar știm că mulțimea acelea a și pe... Păi, domnul profesor, eu din câte am înțeles aici, știți cum scrie, a intersectat cu B egal cu 1, 2, 3, 4. Fiecare mulțime are câte două elemente, adică două elemente, că elementele sunt 4, să spune, la intersecție. Și cu câte două. Hai să fim atenți că formarea e destul de ciudată. Dacă are numai fiecare mulțime, are câte două elemente. Deci un element aici, două aici și două aici se pune. Și faza aici. Deci, domnul profesor... E bine oare cum am gândit noi pe intersecția lor? Da, pe intersecția. Acolo spune că X, eu zic că e reuniune. La intersecție ar trebui să aibă toate amândouă aceleași elemente. Ați fost 4 cu 1 și 4 cu 1. Cred că tu ai dreptate. E vorba de reuniunea acolo. Da. Punerea la un loc a elementelor din cele două mulțimi. Și cum el spune că două sunt în prima și două în a doua, da. Acum, pe cele 4 elemente trebuie să vedem cum le scriu. Eu știu, domnul profesor, Ina spune că dăm X. Și în B dăm X-ul mai mare. Și noi avem o unitate mai mare. 1 e mai mic decât 2 și 3 e mai mic decât 4. Înseamnă că 1 și 3 se duc în A și 2 și 4 se duc în B. Deșteaptă ideea de ca să vedea să urmărim. Eu nu m-am, pe mine am rămas cu mult pentru ca Horia, da? Păi el spune așa, le va distribui, îl pune pe obligatoriu în A pe 1. De ce spune că pune pe 1? Că în B trebuie să pune succesorul lui 1. Că odată ce X-ul este în A, următorul se găsește în B, adică succesorul lui 1 cine este? 2. Și îl pune pe 2 X. Că zice, oare de câte ori ai pus un element, succesorul pui dincolo. În A, dacă îl pune pe următorul, pe 2, nu ar trebui să-l pun aici, că l-a pus deja jos. Dacă îl pune pe 3 aici, trebuie succesorul lui 3 să-l pună în F. Care e succesorul lui 3, următorul? 4. Deci, mi se pare deșteaptă ideea. Aici, ne-am păcălit un pic. N-am citit de listul în totalitate. Autorul când a spus că 1, 2, 3 și 4 se găsesc în A și în B, adică la un loc, a pus să spune el, eu prin și acela am înțeles intersecția, dar când am citit mai jos, fiecare mulțime are câte două elemente, dacă spuneam intersecția, atunci spuneam 4 aici și 4 dincolo. Și mi-am dat seama că n-am analizat cu atenție. Deci, câte vreme spune două într-una și două într-una și mai pune la condiția a treia că un element din A antrenează ca următorul succesor să fie în B. Da. Și atunci din 1, 2, 3 și 4 am pus pe 1 și pe 3 în A și îl spune că 2 și 4 în B. De acord. Altă ieșiți-o? Poate? Nu mai e. Atunci mai facem și ei cu ieșiți, nu? La putere am văzut eu că sunt greutăți. Și valabil la 1, 2. Să faceți pe 22. Care spune așa. Să dăm mulțimea A formată din numele naturale cu proprietățile. Deci. Se dă A formată din numele naturale, deci A, egal cu toți acei X, cu problemele de X în numele naturale. Și care îndeplinesc proprietățile, A mic, nouă, aparține lui A. B mic. Dacă X aparține lui A, atunci și 5X plus 1 se găsește în ea.
Și X plus 1 aparține tot din A. Ce? Dacă 7X plus 4, dacă 7X plus 4 aparține lui A, atunci X-ul aparține lui A. X-ul aparține lui A. Arătați că 6 aparține lui A. Deci arătăm că 6 aparține lui A. Mai citim o dată. O dată, de două, de șapte, până cât o înțelegem. Deci autorul spune așa. În A, puneți elemente. Dar știți că nu oricum, ci după o idee foarte deșteaptă. În A, sigur, începem cu 9. Că zice, 9 se găsește în A. Dacă ai un element în A, sigur 5x plus 1 trebuie să găsești tot în A. Adică să facem 9 ori 5 plus 1, care va fi 46. Deci 9 ori 5. Deci, cum îl avem pe 9, știm că atunci obligatoriu trebuie să-l punem pe 5 ori 9 plus 1. Adică care face 46. Deci 9 ori 45 plus 46. Deci, odată cu 9, odată cu 9, mai vine și 46. Și înseamnă că o să mai vină și 63 plus 4, 67. De ce 63? Deoarece jos ne spune că 7x plus 4 aparține lui A. Dacă, dacă îl găsim, până acum, dacă îl găsim pe 7x plus 4 în A, 9 poate fi scris ca 7x plus 4? Nu. Dar 46, poate fi văzut ca 7x plus 4? Da. Adică... X este egal cu 6. 6 ori 7, 42. Da. A, păi nu, pe noi ne întreba dacă în A se găsește 6. Și noi am găsit pe 6. Sigur că da, că noi îl avem pe 46. 46 poate fi privit ca 7 ori 6 plus 4. Și atunci ești obligat, văzut pe 4, 6, să spui că și 6 se găsește în A. Și fiindcă am ajuns la 6, închidem discuția. Noi am putea continua. Dacă un element 4, 6 se găsește, atunci și 5 ori 4, 6 plus 1 se găsește. Dar pe noi nu ne interesa, decât să vedem când dă peste 6. Răspunsul, da, 6 aparține lui A. Pentru că pe 46, care a însemnat cineva, 5 ori 9 plus 1, da. Poate fi scris ca 7 ori 6 plus 4 și atunci 6 coboară în mulțime. Și 7 coboară. Și 7 coboară? Nu. Nu poate, că noi trebuia să fim de tipul 7 ori. A. Da? Împărțit la 7. Deci 6 era important să vedem. Adică, după ce aveam pe 9, l-am putut să zic 5 ori 9 plus 1, care mi-a dat 46, și am întrebat dacă 46 se poate scrie ca fiind, cum? 7 ori ceva. 7 ori ceva plus 4. Și 7 ori ceva, 7 ori 6. Și am ocupat rapid, am găsit. Să știți că mulțumesc la pagina 132. 132 e ghișiții, da? Cu mulțime. Da. Nu, fracție. 132 sunt fracții, da? Puteri, dragă profesor. Ia să vedem puteri la ce. Puteri. Asta e manualul sau e colegiul? Colegiul. Puterile sunt cu mult înainte de mulțime. Deci undeva mai în față, da? Sunt la 73, domnul profesor. La 73. 69. Compararea, acum depinde ce... Da, ce ne problema? 60, 66, 67. Da. 66, 67, aici avem ieșiții cu aprofundare și performanță. Bine.
Ia să vedem de aici ce exerciții putem face. Aprofundare și da. Ia să vedem. Dar să știți că și la aplicare și exersare sunt exerciții interesante. Da. Da. Să ne ducem aici să vedem. Egal cu 5 la cât la 4 x, da. Poți împărți printr-un 2x. Deci împărțim totul printr-un 2x. Pentru 5 la 2x. Deci împărțim totul printr-un 5 la 2x. Împărțim totul prin 5 la 2x. Okay, e cel mai mic, da? Da. 5 la 4, 5 la 4 egal cu 5 la 4x. 5 la? 4x. De ce 4x? La 2x. Așa. E la 4x, scăzut da. 2x, deci 5 la 2x. Pe 5 la 4x putem scrie ca 5 la 2, totul la 2. 5 la 4, nu? E 5 la 4x. Da. Deci putem scrie ce echivalent cu 5 la 2, totul la 2, egal cu 5 la 2x. 5 la puterea 2x. Unde rezultă că 10 la 2. Cum îți a greșit 10 la 2? Fac 5, nu, 25 la 2. 25 la 2 și dincolo? 5 la 2x și am adus la acești... Ai 25. Una e 25 și altă. Ai mai 5. Să las așa. Corea tu de aici. Ai, x egal cu 2. Păi bine, dar cu bazele sunt egale, e stricat, e greșițiu. Bazele sunt egale, 4 egal cu 2x. Da. Deci de aici 2x egal cu 4, adică x egal cu 2. Deci ce să mai stric? 5 la 4 să strice, e greșit în 25. Deci e clar, asta am de făcut. Dar, Corea, hai să-i faci la greșițiu la început. Dacă tu ai fi mers în varianta lui,
Sau dacă ai o altă idee. Cred. N-ai o altă idee, nu? Hai să încerc eu dacă am o altă idee. 5 la a doua, totul la x plus 3. Da? Totul la x plus 3. Egal cu 5 la, deodată aici. 4x plus 2. Așa știu eu, după clipate, așa vă ne expuneți. Și era și mai ușor acum. Echivalent cu. Cum se ridică o putere la o altă putere? Să copii bază și se mulțesc exponențe. Și vine 5 la puterea 2x plus 6 egal cu 5 la puterea 4x plus 2. Vă ducea directurile la cea de sus și de... Deci, deodată, fiind 5 la egal cu 5 la, înseamnă 2x plus 6 egal cu 4x plus 2. Ceea ce ar însemna că scădem din ambii membri un 2x. 2x. Scădem un 2x și minus un 2 chiar. Da. Și în loc de 6 apare 4 egal cu 2x. Egal cu 2x. X egal cu 2. Nu? E cam un mers așa, pe, cum spun, scărpinatul la urechea stângă cum la dreapta. Simplu. 5 la, cât a ieșit, 2x plus 6, egal cu 5 la, de unde e egalitatea exponenților, de unde m-am dus la niște lucruri determinate. Deci n-ai cum să pierzi timpul, când ai șansa să reduci rapid. Ia să vedem un alt exercițiu. Hai să zicem așa. Efectuați 2 la a 10-a, totul la 8-a, plus 6 la 5-a, ori 3 la 7-a, plus 2 la 3 la 2-a, totul împărțit, toată șmecheria asta, împărțit la 4 la pe dreapte, 2 la 5-a, totul la 16-a, plus 6 la a 12-a, împărțit la 2 la 7-a, plus 2 la a 9-a. Deci ieșiți-o sunt așa, 2 la 5-a, totul la 16-a, plus 6 la 12 împărțit la 2 la 7, plus 2 la a 9. Echivalent. Cine mă conduce? Te rog, Gloria. 2 la 10 ori 8. Adică 2 la 80. 2 la 10. Da. Plus 6 la 5 ori 2 la 7. N-avem ce face acolo, nu? Nu. Păi la 5-a și la 7-a n-avem ce face. 6 la 5-a ori 3 la 7-a plus? Plus 2 la 9-a. 2 la 3 la 2-a, 2 la 9-a. 2 la 9-a, într-o paranteză, toată asta împărțit la... Împărțit la 2 la 80. 2 la 80, da. Domnul profesor, vă spune că sunt doar 12 la 8. Cât? 1, da. Ia să vedem. Aici 6 la 5-a. 6 la 12 împărțit la 2 la 7-a. Deci spui că nu se poate. Da? De 12, 6 și 2. Hai să scrie 6 într-un fel. Putem zice 2 la 3. Da, 2 la 3. Totul la 12. Așa, deci 2 la 3. Totul la 12, împărțit la 2 la 7. 2 la 9. Și plus 2 la 9. Și egal cu 5. Și egal cu 9. Hai să lăsăm totuși pe Doria. Oria. Deci 2 la 80. Plus 6 la 5. Ori 3 la 7. Care nu e așa cu 2 la 9. Împărțit totul la
Și de ce nu scrie pe 6 la 5 la fel cum am scris și pe 10 la 3, da? Da. Să vedem dacă crezi tu că trebuie făcut. Dacă nu, lăsăm așa, să vedem ce se întâmplă. Bine. Acolo vine pe la 80. Dacă suntem nevoi să facem asta. 20 plus... Ce înseamnă 2 la orfeit, la 12? De la 12, ori 3 la 12. 2 la 14, ori 3 la 14, împărțit la 2 la 7, plus 2 la 9, care face egal cu prima sobiect toată, 2 la 80, plus 6 la a 5, ori 3 la 7, plus 2 la a 9, și totul împărțit la 2 la 80. 2 la 80, corect. Plus 2 la 5. 2 la 5, că 2 la 12 împărțit la 2 la 7, fac 2 la 5. 2 la 5, ori 3 la 2. 3 la 12, așa. Plus 2 la 9. Până aici pare că s-a apropiat, tu ai simțit că ești și ți-o face unul, dar n-ai avut aici calculul făcut finalizat. Eu acolo am înțeles. Așa, acolo te-ai potmălit, da? Nu, dar acolo știam câte unul. Că ce... de... Eu de asta vreau să vă scrieți acolo 2 ori 3 totul la 5. 2 totul la 5. Ca să pot să scot pe... Așa, uite, pe acum scot. Suntem nevoiți să ne îndreptăm spre cei... Aici e mai cu 2 și 3 și 6 ăsta trebuie să-l scrie ca 2 ori 3 ca să poată așa ceva. Sigur că da, foarte bine. Deci egal cu 2 la 80. Plus 6 la 5, în jur de 6 din 2 ori 3. 2, s-a putea scrie 2 la 5 ori 3 la 5, direct. Da, fiind 6 la 5, fiind 2 la 5, ori 3 la 5, ori 3 la 7. 3 la 7 plus 2 la 9. Închidem paranteza de toată. Da. Împărțit la 2 la 80. Plus 2 la 5, ori 3 la 12, plus 2 la 9. Coborăm echivalent cu 2 la 80, da. Plus 2 la 5, ori 3 la a 12. 3 la 12, din 3 la a 5, ori 3 la 7, fac 3 la 12, plus 2 la 9. 2 la 9. Împărțit la 2 la 80. Da. Plus 2 la 5, da. Ori 3 la 12, da. Plus 2 la 9, scriem paranteza egal cu 2. Într-adevăr, acum e identică. Paranteza asta este identică, contoar, și face cât final? Final e egal cu 1. Hai să vezi încă o dată, trece în revistă Gloria, atunci spune unii ți-a plăcut ieșiță. Care au fost lucruri care ți-au plăcut foarte tare în ieșiță asta? Nână? N-am scos factorul comun. N-am scos factorul comun. Până la... Deci vine mai greșit de la... Dar unde am scos factorul comun? Arată-mi. De-aia spuneam că nu-mi place să scos factorul comun, că nu-i așa de așa. Nu mă descurc așa de bine. Nu te descurci. N-a fost nevoie de factor comun aici. Da? Dar totuși, ce ți-a plăcut? Ceva care n-ai fi făcut tu. Adică ceva care te-a fascinat așa. Cred că aș fi desfăcut acel 6 ori 3. Deci n-ai fi umblat la 6, la 2 ori 3, da? De ce crezi că el a existat pentru treaba asta? Nici eu n-am făcut-o. A stat așa. El zice, nu, să umblăm. Și eu n-am făcut-o. Încă am avut de ele, am avut de ele și de ale 2 și de ale 3. Aici, el a sesizat mai departe ale 2 și 3. Și atunci zice, umblăm și la 6 ăsta. Da? Și l-a văzut pe 6, 2 ori 3. La 5-a și s-a așezat. El avea nevoie de aranjarea și a mijlocului, tot cu 2 și 3, așa cum este în dreapta. Capătul și sfârșitul erau perfecte. Da, capătul. Și aici era toată povestea. Când am ajuns să arătăm că este identic, iată că pare este unul. Da, într-adevăr, asta este. Deci ideea a fost aceea de a aranja ieșițiul la în momentul respectiv cu posibilitatea de a anunți. Pentru că nu se ne mai desina la ultima cifră. Da.
zicem, ultima cifră a numărului N, N egală cu 253 la puterea 100 plus 79 la puterea 27 plus să zicem 252 la puterea 99. Lasă cum mai greu. Dacă e ok, dar dați 253 la 7 la... Așa vă dream? Da. Dar de ce crezi tu că e mai greu? Păi trebuie să găsesc 100 la 2, 100 la 3. Păi de ce te frământa asta, că e ultima cifră, doar atât? Se repete din 4 în 4 și ce nu. Deci nu te interesează că o să fie asta, că o fi din 1. Da, știu. E tot 3. Deci 3 la, practic, eu ca să te bagă în panică, puteam să dau așa, 3 la 100, ca să nu te bagă în panică. 3 la 100. Nu, dar eu ziceam că ăla de sus, ăla numărul 253, că ăla nu bagă în panică deloc. Dar care? Exponentul, 100. Exponentul, că e mare. Exponentul, că e mare? Stai, mă, dar ce mare? Că dacă se repete din la 3, știi că se repete din 4 la 4. Da. Și atunci cum făceam noi? Pe 100 împărțeam? 100 împărțeam la 4. Și de ce răsă? Da. Și cât faci 100 împărțeam la 4? 25. Deci face 253 la puterea 4 ori 25. Face 100. Da. Plus 79. Ăsta din câte cât se repete? 9. Cred că așa, 9 la 3 face 9, 9 la 2 fac 81, 9 la 3 face 9, 9 la 4, deci din 2 în 2. 27 împărțit la 2. 27 împărțit la 2. 2 ori 26, plus restul. Da. Deci egal 79 la 2 ori 26, plus restul 1. Ori 16. 2 la 16, da? 16, bine. 16. Stai, știi că m-am dorit așa. 13. Da? 2 la 2 ori 13. Nu așa bine? E bine, da. 2 ori 13 fac 26 și cu 27. Plus 252, 2 din câte se repete? 4. E 4. Nu, așa am împărțit la 4. Ori 4. 26 ai 3. Asta este, da? Deci este egal cu 9, 252 la puterea, cât ați spus voi? 4, 26. 4, 26 plus? Nu, 24. 4, 24 plus? 3. Plus 3. Și egal cu. E un număr lung, lung și cu 0, nu? La multipli de 4. 3 la a întâia e 3, da. 3 la a doua e 9, 3 la a patra, 3 la a treia e 27, 3 la a patra e 81. Deci 3 la un multiplu de 4, la a patra. Da. Și înseamnă că ultima cifră e 1. Da. Deci este un număr lung, lung, ultima cifră e 1. Plus. 7, păi ori 1 sau 9, are rest 1, înseamnă că este 9. 9 la 3? Da. 9. Deci este un număr în 2. Cu ultima cifră? 9. Plus? 3 la 3 este 8. 8. Ultima cifră? 8. Este 8. Deci ultima cifră? 8. Și ultima cifră este 8. Ultima cifră la numărul acesta e 1 și 9, 10, 8. Deci este un număr în 2. Ultima cifră, 8. Așa. Ia să mai vedem altceva. Să se compare numerele în fracțiile. Deci să se compare puterile, mai precis, da? Să se compare puterile. 2 la 17
2 la 17, cu vecinul său, 2 la 31. 2 la 17 cu 2 la 31. 2 la 31, clar. Sigur, 2 la 31. Pentru că au aceeași bază și exponentul ăsta e mai mare. Da. Deci 2 la 31 este mai mare decât 2 la... Așa. Așa că se dă, e foarte ușor, da? Dar dacă v-aș fi dat, da, să se compare, să spunem, 7 la... Nu, 25 la 16. 25 la 16 cu 2 la 48. 2 la 48. 25 la 16 cu 2 la 48. Trebuie să găsim în divizor cu 16 și 48. Cum facem? 25 la 2-a, tot la 8-a, cu 2 la 6-a, tot la 8-a. Deci îl vedem 16 face 2 ori 8. 48. 48 face? 6 ori 8, da? Da. Dar n-ai observat că și 3 ori 16 face 48? Păi să încercăm așa. Deci, lăsăm așa, echivalent cu ora de ani spre comparație, 25 la 16, cu vecinul său, 2 la puterea, 3 ori 16. Ce înseamnă să nu? Avem de comparat pe cine? Pe 2 la 2, pe 25 la 16, cu 2 la 13. Deci, 25 la a 16 cu vecinul său, 2 la a 3 tot la a 16. Așa? Da. Și? Și va fi 25 la 16. 16 și 16 au aceeași distanță. Pentru că mai mare decât la 25 la 16. Pentru că e nevoie ca și până 2 la 5, 25 sunt mare cu 8, nu? 25 este mai mare decât 8. Și atunci se ridică la 16 și deci merge discutând. Așa, dar echivalent, va spune că 25 la 16, avea fi ideal, este mai mare decât 2 la 45. Da? Cât este ceasul? E și 25. Și 25. Trebuie să facem sinteza, că vine și ceva să poșam și ne au luat de, au lucrat să trag și ochii sufletul. Așadar, trecem la sinteza orei. Sinteza orei. Ce am făcut? Mai întâi am făcut ceva cu fracții. Amplificarea și simplificarea fracțiilor. Amplificarea. Simplificarea. Simplificarea. Care fracțiilor. Apoi, următoarea chestiune. Mulțim. Nu? Am avut de acolo. Tuturor, mai ales colegilor de clasă. Mai ales.